În județul Maramureș a fost constituite 438 de secții de votare. Numărul alegătorilor cu drept de vot înscriși pe listele electorale permanente este de 424.911. Cele 28 de servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor vor avea următorul program de lucru cu publicul sâmbătă 9 noiembrie între orele 8 și 16, duminică 10 noiembrie între orele 7 și 21. Pentru eliberarea cărții de identitate, cetățenii trebuie să dețină toate documentele prevăzute de legislația în vigoare atunci când se se prezintă la ghișeile serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor. Pot vota cetățenii români care au vârsta de 18 ani împliniți până în ziua alegerilor, inclusiv nu au drept de vot debili sau alienații mintali puși sub interdicție și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară își pot exercita dreptul la vot la secțiile de votare organizate în România în baza uneia dintre următoarele acte de identitate valabile în ziua votării, cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic și, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar. Votarea începe duminică la ora 7 și se încheie la ora 21.